S-a concentrat îndelung acolo Melniciuc și a reușit să trimită mingea printre bețe. Așadar, 3-0 pentru formația universitară clujeană, Șepcile Roșii. Chiar dacă numele comercial este altul acum, Clubul Sportiv Universitar Elbi Cluj-Napoca, dați-mi voie ca din când în când să scap în vocabular și să vorbesc despre Șepcile Roșii. Un apelativ care nu cred că îi supără absolut deloc pe suporterii acestei frumoase echipe, cu o tradiție extrem de bogată în rugby-ul românesc. Ceva probleme acolo la recepție, dar balonul a fost manevrat înapoi. Nu a fost înainte. Cel care a sărit acolo a fost Claudiu Curcă, venit de la o altă echipă universitară, de la Poli Iași. Dacă eu mă înșel, Curcă oricum joacă de multă vreme la formația universitară clujeană. Și iată ce frumos o depășire acolo. Cel care a accelerat a fost Robert Neagu. Un fundaș de mare clarviziune, steliștii au mai multă putere în aceste contacte. Vasile Bărdașu, talonerul, a fost acolo, a dus la sol întreaga linie a clujenilor surprinsă în poziție de offside. Poziție bună și pentru steliști să încerce o valorificare în puncte. Să vedem care este decizia. Ținând cont de faptul că Steaua joacă acasă, nu m-ar mira să văd un joc la mână sau un șut către margine, tocmai pentru a se forța primele puncte roșii-albastre cu încercare, cu eseu. Da, și așa se întâmplă. Marginea este obținută aproape de linia de 5 metri în stânga atacului roșii-albaștrilor. 3-0 așadar, prietenii, minutul 5. E o formulă, cum spuneam, nu știu dacă neapărat complicat. Acesta este Claudiu Curcă. Spuneam, jucător polivalent, poate să evolueze și pe posturi de linia 3-a în pachetul de înaintare. Clujenii joacă în prima grupă valorică, sunt numai puțin de 3 grupe valorice în care a fost segmentat campionatul în faza regulară. Voi vorbi despre acest lucru ceva mai devreme, după ce observăm ce se întâmplă la acest mol de margine pe care steliștii îl abordează foarte bine, încearcă să străbată distanța până la primul eseu. Surugiu scoate acolo pentru centri și s-a încercat la rădăcina grupului să se culce balonul. Aceasta era intenția lui Monson Vaovasa, fratele lui Hinckley Vaovasa. Iarăși un punct de fixare în apropierea liniei de 5 metri. Pistonează Surugiu foarte bine, vin acolo la suport steliștii. O pasă prin spatele centrilor. Încă o dată Surugiu în spatele grămezii spontane. Deja se acumulează uzura și oboseala în cazul apărării clujene, pentru că, iată, Steaua încearcă să găsească punctul vulnerabil, să găsească breșa. Încă o dată inversează Surugiu tendința de atac. Era foarte important pentru el ca Denis Demelea acolo să aibă ambele părți la dispoziție. Exact cum se întâmplă acum, pe partea deschisă vine atacul, o pasă excelentă și este primul eseu al ediției 2023 din Liga Națională de Rugby. Marchează steliștii și se face 5-3 în minutul 7, dragi prieteni. Aripa Cosmin Iliuță este cel care, la capătul unei faze de creație a steliștilor, reușește să marcheze. Iată ce pasă frumoasă, ce triunghi acolo, cu plecare de la Daniel Plai, continuare cu Ione Marava și pasa acestuia la interior pentru venirea lui Cosmin Iliuță, care a atacat oblic și n-a mai putut fi oprit până la plonjonul în eseu. 5-3 pentru echipa stelistă. Pe stație. Daniel Plai este cel care va încerca transformarea eseului. Ok, mersi. Un elan scurt pentru Daniel Plai, care are un picior puternic.
Șutul său este bine cadrat, scorul devine 7-3. Este un an excepțional de important pentru rugbyul românesc în perspectiva prezenței în toamnă la Cupa Mondială, știm bine acest lucru. De aceea, ediția 2023 a Ligii Naționale de Rugby cumva trebuie să fie subordonată obiectivului principal al rugbyului românesc, anume prezența la Cupa Mondială. Să nu uităm că stejarii, lotul național, deja au avut meciuri oficiale în acest an în campionatul european pe națiuni, unde am ocupat locul al treilea după Georgia și Portugalia. Această competiție, într-un format nou, reprezintă și criteriul de calificare. Două ediții cumulate de campionat continental sunt preliminariile pentru Cupa Mondială din 2027. Asistentul a văzut acolo ceva și a semnalizat lovitură de pedeapsă de la linia de 40 pentru echipa numărul 10, plecat în fața șutorului. Dacă nu mă înșel, a fost o plecare din înaintea șutorului la acea fază, în urmărirea balonului. Și clujenii joacă foarte pragmatic, iată, a obținut din zonă centrală, de la 35 de metri, posibilitate pentru Melniciuc să înscrie încă 3 puncte pentru echipa sa. Melniciuc trimite bine, își ia ca reper stâlpul din stânga și reușește să marcheze 7-6. 10 minute foarte intense în care am avut, iată, și realizări ofensive, atât de o parte cât și de alta. Cosmin Iliuță, primul eseu al actualei ediții și, iată, șutul cu efect, foarte bine se vede din spate, grație colegilor din CAR. Modalitatea extrem de tehnică de a lovi balonul al lui Ovidiu Melniciuc. 7-6, dragi prieteni, jocul se anunță în continuare spectaculos. Orice început de campionat, indiferent de ce ar spune calculele hârtiei, este predispus, de ce nu, la surprize. Clar, Steaua este echipa care are prima șansă. Cele două nu au fost în aceeași grupă valorică anul trecut. Clujenii au promovat, între ghilimele, să zicem, și joacă în primul eșalon al Ligii Naționale, pentru că cele trei segmente sunt cumva bucățite valoric. Iată care este și programul săptămânii, e foarte interesant, citesc de pe site-ul Federației Române de Rugby, un fel de agendă a iubitorului sportului cu balonul oval. Astăzi se dispută acest meci, mâine, pe 1 aprilie, și nu e o păcăleală de această dată, suntem serioși când vine vorba de microfon. Avem așa, Timișoara cu Dinamo, meci care se joacă pe stadionul Gheorghe Râșcanu de pe malul Begăi la ora 11, partida poate fi urmărită online pe Rugby TV. Tot mâine, la malul mării, CS Năvodari cu Grivița Unefs pe stadionul Flacăra, cu începere de la ora 14. Și anul trecut, cele două s-au întâlnit într-un meci foarte spectaculos în prima etapă a Superligii. 44-37 a fost, dacă nu înșeală pe mine memoria, pentru Năvodăreni, pentru echipa de pe litoral, în fața celor de la Grivița Unefs. Poliaș, CSM Galați, derby moldav pe stadionul Tepro, mâine la ora 11. 2 aprilie, Rugby Club Gura Humorului, CSM Bucovina Suceava. Ce derby pe stadionul Tineretului din Gura Humorului la ora 11. Derby județean acolo, uluitor de frumos trebuie să fie pentru cei care vor merge să vadă. Și tot mâine, Rugby Club Bârlad cu CSM Constanța pe stadionul municipal din Bârlad la ora 11. Ar fi trebuit să fie acum, văd că meciul este amânat pentru data de 3 iunie. Sunt meciuri care se joacă mâine și la sub 15 ani și atât în grupele din București și din Transilvania. Hai să spunem aceste meciuri, pentru că sunt convins că tinerii rugbiști se bucură sau s-ar bucura să audă despre echipele lor pe această transmisiune. Așadar, la sub 15 ani, pe 2 aprilie, Șoimi Dinamo cu CSM București pe Florea Dumitrache se joacă la ora 11 și CSA CSS Steaua cu Palatul Copiilor Ilfov Metrorex pe stadionul Ghencea
la ora 14, însă nu pe acest stadion, ci pe cel dedicat special balonului oval. În grupa Transilvania, la sub 15 ani, Rugby Club Junior Cluj CSS Bega Timișoara, pe stadionul Gheorghe Râșcanu se joacă de la ora 12:30. Okay. În Divizia Națională de Junior sub 17 ani, grupa Sud, Dinicu Golescu Pantelimon, CSM București, pe stadionul din Pantelimon, CSA CSS Steaua Șoimi Dinamo, stadionul Ghencea, amânat pentru 12 aprilie. În Nord, LPS Focșani, LPS Suceava, pe stadionul Tineretului la ora 14. Și CSS Tecuci, CSS 2 Baia Mare, pe stadionul Liceului Agricol din Tecuci, la ora 11. Toate meciurile se joacă duminică 2 aprilie. Toate meciurile de junior sunt atunci duminică, la U18, Constanța Bârlad pe stadionul Calatis la ora 11, Dinicu Golescu Pantelimon cu CSR Săcele Cristian pe stadionul Unității Militare din Pantelimon la ora 13. Deja am ajuns, pare să, la prima pauză a acestei reprize. Continui lectura agendei. La categoria sub 18 ani este și un meci test între Șoimi Dinamo și Sporting Asem din Republica Moldova. Duminică la ora 9:30 pe stadionul Florea Dumitrache. La Divizia Națională de Junior sub 20 de ani, CSM Constanța Dinamo pe stadionul Calatis ora 13, CSS 2 Baia Mare Steaua, stadionul Săsar la ora 11 pe 2 aprilie. Și la mini rugby avem memorialul Mitrea Cristache, Dumnezeu să-l ierte, pe stadionul Parcul Copilului de la ora 10, sâmbătă 1 aprilie. Se joacă la optari, decari, 12-ari și păișpari. U8, U10, U12 și U14. Minutul 14 aici în Ghencea. Steaua conduce pe Cluj cu 7-6. Cluj folosește linia. Se reia jocul cu această repunere în margine pentru echipa stelistă de la linia de mijloc. Un duel acolo pentru balon, Surugiu către Troacari, foarte bine încearcă să combine și să spargă apoi Monson Vaovasa. Foarte bun transferul lui Monson Vaovasa, fratele lui Hinckley, cum spuneam. Steliștii au niște stranieri de mare valoare. Sunt exact picătura valorică necesară unei echipe altfel formată din rugbiști muncitori, dar și foarte serioși. Dovadă Florin Surugiu, care mâine poi mâine face 40 de ani, are 39, s-a împlinit 39 în 2023, dar vrea să prindă cupa mondială, vrea să facă o cupă mondială foarte bună, acum înainte de a-și încheia cariera de sportiv. Lovitură de pedeapsă pentru formația cujeană. Numărul 4. Din nou un offside comis de steliști la linia de 40. Și dacă intuiția nu mă înșeală, Melniciuc va încerca să-și aducă echipa în avantaj prin valorificarea în puncte. Într-adevăr, vine conul. Iată-l pe Lucaci în imagine, antrenorul echipei steliste, cadru militar, subofițer, fost internațional, un CV impresionant în ceea ce privește activitatea de sportiv. Da, 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 te-am auzit. Melniciuc execută ca de obicei cu piciorul drept și balonul cade pe lângă buturi. 22. 7-6, iată-l pe Cristi Săoan cu șapcă, primul în această imagine. În spatele ajutorului, vă rog. A fost internațional, cupă mondială la activ pentru stejari. A evoluat și în Italia, în străinătate, și a dedicat însă cea mai mare parte a carierei rugby-ului clujean. Bună priza la balon în propria jumătate.
Formația clujeană încearcă să retrimită bătălia pentru teritoriu în jumătatea adversă și reușește. Un mol acolo în mișcare, un mol care se transformă în grămadă spontană. A fost însă o incorectitudine. Nu-mi place să folosesc termenul de infracțiune pentru că nu suntem în zonă penală atunci când se greșește pe terenul de rugby. Da, aici a fost probabil în acel duel aerian. Arbitrul a considerat că intervenția fundașului clujean a fost incorrectă și implicit a dat lovitură de pedeapsă Ionuț Mazăre. Steliști aleg modalitatea de reluare a jocului, grămada ordonată. Sau, nu, cred că a fost totuși înainte, n-a fost nicio greșeală. Motiv pentru care la înainte, la această abatere, se reia jocul cu grămadă ordonată. Prima grămadă ordonată a meciului, 18 minute trecute, până acum n-am avut acest moment foarte spectaculos al jocului de rugby și care până la urmă este definitoriu. O grămadă care s-a prăbușit. Arbitrul a resetat-o și cere un pic mai mult atenție din partea celor două linii întâi. Se angajează acolo. Iarăși cade grămada la pilierul stânga al clujenilor, dominat acolo prin tehnică. L-am văzut pe Dragoș Ser. Ce copil cu minte și muncitor serios acest Dragoș Ser. A avut evoluții foarte constante care l-au impus ca titular la echipa națională în linia a treia, pe post de flancher. Iată-l aici, ajutând și el la șocul dat de pilier. În plus, a devenit și capitanul echipei steliste, ceea ce nu-i deloc puțin. Un ruibist care, de-a lungul carierei, a trecut și pe la Olimpia, un alt leagăn al rugby-ului bucureștean. Restul 10. Repun din tușă steliștii, să vedem lansarea lui Vasile Bărdașu, talonerul titularizat astăzi. O luptă pentru primul 15 între el și Budnariu. Foarte bună concurența pentru creșterea valorică. Acolo încearcă luptarea de ritm în breșă. S-a dus Cosmin Iliuța, a fost blocat, a fost placat pentru a nu câștiga și mai mulți metri. Steliștii la mijlocul terenului. Pase precise din om în om. Mișcare continuă considerat acolo la Monson Vauvasa. Aceasta este filozofia rugby-ului din emisfera sudică, să nu renunți chiar dacă ai fost placat, chiar dacă ești în contact cu adversarul, simți că este în cârca ta, scuzați termenul, să mergi mai departe chiar dacă ai fost adus la sol, să ai acea mișcare de rulare. Cosmin Iliuță din nou vine acolo la suport, foarte bine, preia balonul de la Daniel Plai care era căzut. Combină pachetele acolo steliștii, iată-l pe Gaga Arabuli, jucătorul din Georgia. Și Monson Vauvasa surprinde acolo, ce joc de picioare, se desprinde de toată lumea. Eseul lui Monson Vauvasa este cel care aduce frumusețea rugby-ului în direct pe micile ecrane. Monson Vauvasa. Eseul numărul 12. Impecabilă cursa lui și exact ce spuneam, diferența între troacarii neozelandezi și jucătorii din altă parte. Ok, mersi. Iată-l pe Monson Vauvasa primind acea pasă. Pilierul Masucu este autorul pasei decisive. Altădată pilierii nici măcar n-atingeau balonul în timpul meciului. Acum lucrurile s-au schimbat totalmente. Pasă din placaj a lui Masucu. Centurat acolo, a reușit pasa decisivă și Monson Vauvasa culcă balonul în terenul de țintă. Da, cu scuzele de rigoare, Ione Marava, nu e Monson Vauvasa, celălalt centru, rectifică așadar identificarea. Yes.
Trece balonul printre buturi și transformă al doilea eseu al meciului Daniel Plai. 14 la 6 pentru Steaua. Marcel Mihalache este cărătorul de apă astăzi pentru Steaua. Și el, un jucător foarte longeviv, a jucat până la 44 de ani în echipa Stelei. Bineînțeles că a rămas în anturaj după ce a agățat ghetele în cui. 14-6, am trecut un pic de jumătatea primei reprize. Rugby foarte frumos, mai mult decât agreabil, ținând cont de faptul că echipele sunt la prima evoluție oficială în acest sezon. Nu prea e posibilitate de meciuri test înainte de startul campionatului, ținând cont de faptul că sunt totuși puține echipe în competiție. Apropo, cele trei grupe, în prima grupă avem CSM Știința Baia Mare, campioana în titlu, Steaua, vice-campioana în titlu, Timișoara, finalista cupei, Dinamo și CSU Elbi Cluj. Vor fi derbiuri foarte frumoase, toate cele 10 meciuri din grupa respectivă vor avea, zic eu, foarte, foarte multă atractivitate pentru public. Între timp s-a dat o lovitură de pedeapsă pentru steliști. În grupa a doua, CSM Vodar, Știința Petroșani, Poliaș, Grivița Unef și CSM Galați. În grupa a treia, Bârlad, CSM Constanța, Rugby Club Gura Cumorului și CSM Bucovina Suceava. Două eseuri marcate cu troacarii de Steaua, Cosmin Iliuță și Ione Marava. Steaua este recunoscută de câțiva ani încoace că are cel mai estetic joc, în care troacarii, să zicem așa, au o influență poate chiar mai mare decât a pachetului de înaintare. Altfel, în general, echipele noastre păstrează încă stilul tradiționalist cu grămadă ordonată foarte puternică, molul de margine, cum ar fi chiar și Știința Baia Mare. Mi se pare că uzează mai mult de pachetul de înaintare. Antrenorul care a dus în 13 finale de campionat consecutive pe Baia Mare, Eugen Apioc, este acum antrenorul echipei naționale a României. Steliștii încearcă din nou să spargă frontul acolo. Încearcă și clujenii să se apere și o fac destul de bine. Masucu, încă o dată, un adevărat spărgător de front și Neagu se intercalează superb, este un nou eseu stelist. Neagu se duce la centru. Ce fază frumoasă în care din nou pasele steliștilor au fost impecabile. Robert Neagu găsit acolo ideal. Intercalarea fundașului, o schemă inventată acum 50 de ani de Penciu, practicată, iată, de un alt fundaș stelist, Robert Neagu, care înscrie și scorul devine 19 la 6. Cât de simplu pare rugby-ul atunci când ai o echipă atât de puternică. L-ați văzut acolo pasând pe Ionuț Dumitru, care i-a și indicat apoi direcția lui Neagu. Din fața buturilor, a treia transformare pentru Daniel Plai. Fără probleme, scorul urcă la 21-6, 3 la 0 raportul eseurilor pentru Steaua, care în acest fel își depune candidatura clar și pentru acumularea bonusului ofensiv în această seară. A avut timp și de un tampon acolo pentru a-și proteja posesia, Robert Neagu, în această fază în care a sprintat și a marcat a treia încercare stelistă. Ceva mai devreme, Steaua a învins la handbal în Liga Zimbrilor pe Suceava cu 29-25, un meci care s-a disputat la sala Apollo, pentru că în complexul sportiv Ghencea, poate cel mai mare din țară, nu există sală polivalentă. O repunere scurtă acolo pentru preluare, dar este înainte, a arătat arbitrul, și așa a fost o minge mânuită către înainte de Vlad Toma, dar
Avantaj al steliștilor, care ajung cu acest punct de fixare la mijlocul terenului. Singura opțiune era spre partea deschisă, pentru că era prea îngustă partea închisă acolo. Echipa de hockey pe gheața Stelei e foarte bine în campionat în acest sezon. Echipa de polo găzduiește un turneu la bazinul situat în vecinătatea stadionului. Handbaliștii, cum spuneam, au bătut, dar mâine marea rivală Dinamo se pregătește să serbeze un nou titlu. Dacă va bate la handbal, mă refer, pe Vaslui. Pasa aproape de intercepție, clujenii nu renunță în pofida faptului că deja s-a observat potențialul lor. Poate că nu este comparabil încă la nivel de joc cu Steaua. Ce intrare acolo în percuție, rugby adevărat, un contact puternic. Vasile Bălan a fost cel care l-a inițiat. Steliștii au lovitură de pedeapsă de la centru. Au vrut o margine din 22 la advers. Foarte aproape de obiectiv Daniel Plai cu acest șut. Oricum, jocul mutat din nou spre teritoriul clujean, care trebuie securizat acolo de elevii lui Cristian Săoan. În orice caz, chiar dacă deocamdată, să zicem, Clujul nu e la nivelul celorlalte patru colege de grupă, mi se pare că e o tentativă foarte curajoasă și o intenție clară de a crește valoric pe termen lung, pentru că au nevoie de jocuri tari. Aici cred că a fost o margine strâmbă. N-a fost respectat aliniamentul pentru lansare și clujenii vor avea repunerea. Opțiunea lor este să folosească tot marginea. Pe blocul 3 de săritori, pe spatele marginii s-a executat. O pasă sărită și o posibilitate bună de a declanșa acțiunea de la linia de 22 din propriul teren. Zona racului foarte importantă în economia unui joc de rugby în momentul actual. Cine are un rac puternic, bine pregătit, poate avea mai multe baloane pe care să le furnizeze apoi la troacari. Iliuță, joc de picioare. Încearcă ruperea de ritm, a avut accelerație acolo. Foarte bine se întoarce și protejează balonul pentru deschiderea lui Surugiu. Masucu, foarte puternic acolo, Masucu nu renunță. Surugiu, ce pasă pentru Gaga Arabuli. Da, a fost însă pasa înainte, în pofida faptului că am avut un exercițiu tehnic de mare finețe. Punctul A de plecare al mingii a fost în spatele punctului B, unde a ajuns balonul trimis de Surugiu. Doctor, te rog, timp oprit. Doctor! Semnul arbitrului pentru un nou moment de rehidratare. Se știe, arbitrii în contextul regulamentului pot oferi până la două pauze pe repriză jucătorilor. Doctor. Nu neapărat pentru hidratare sau din cauza condițiilor meteorologice, ci pentru că ritmul de joc este extrem de intens în momentul de față, a crescut foarte, foarte mult, iar securitatea jucătorilor trebuie să fie principala, să zicem așa, atribuție a arbitrilor. Nu contează scorul sau o reușită tehnică atunci când este vorba de integritatea corporală a celor implicați în joc. După ce se vor juca meciurile în format tur-retur, 10 etape în cele 3 grupe, a treia este formată numai din 4 echipe, se va trece în faza a doua. În funcție de poziția ocupată, este o schemă matricială destul de complicată pentru a o lectura pe toată acum. Însă oricum cei care sunt foarte interesați pot găsi informația clară pe site-ul oficial al Federației Române de Rugby. Acesta poate fi găsit la adresa www.rugbyromania.ro. Acolo se detaliază exact cine cu cine joacă în grupele care se formează ulterior în faza a doua a campionatului și de acolo se merge către
semifinale către faza play-off, care tot așa se joacă eliminatoriu, semifinale și finale în ultima parte a anului, după întoarcerea de la Cupa Mondială din Franța. Dacă vrei să domini, domini corect, te rog. Interior, 17. 17, interior. Nu s-a respectat acolo unghiul de împingere în grămada ordonată de către steliști, motiv pentru care arbitrul a dat penalitate pentru Cluj. Și extraordinar protejată acea margine. Steliștii foarte deciși în placaje. Lateral. Ionuț Dumitru a salvat acolo marginea. A fost ascuns după Fanion. Cumva s-a mascat la sol și a reușit să ramaseze balonul înapoi, dar totuși clujenii sunt foarte aproape de eseu. Iată o acțiune bine consolidată de ei, o pasă cu piciorul, dar apare din nou Dumitru ca un libero la fotbal. Extraordinară intuiția, anticipația lui Dumitru. Două faze extraordinare ale lui Ionuț Dumitru. Însă și clujenii merită aplaudați pentru această acțiune în trombă. Robert Iancu a rupt ritmul, a sprintat, deși nu este jucător de viteză, apoi a venit șutul urmărit de Melniciuc pentru a putea culca balonul în terenul de țintă. Ionuț Dumitru, ce apărare a prestat în aceste momente de joc. Ionuț Mazăre, iată-l în imagine. Și el poate să joace pe post de uvertură și la nevoie știm bine că fundașul poate să devină a doua uvertură, al doilea cap limpede din compartimentul trei sferturilor. Ultimele 10 minute ale reprizei, conduce Steaua cu 21-6, 3 eseuri marcate de militari, niciunul deocamdată de clujeni, însă ei au fost destul de aproape. Se execută pe blocul 1 această margine. Molul este dejucat de steliști. Și cred că se blochează acolo balonul, da, într-adevăr, n-a mai avut progresie faza și tocmai din motive de siguranță arbitrul a oprit jocul. Va fi grămadă ordonată pentru echipa care nu a inițiat acel moment. Adică Steaua va avea introducerea. Haideți, vă rog, la grămadă. Să felicităm și Naționala Irlandei, care a făcut mare șlem în turneul celor 6 națiuni. A câștigat tot, inclusiv tripla coroană, acea competiție extrasă din contextul Six Nations, numai cu echipele din spațiul britanic, cu Scoția, cu Anglia și cu Țara Galilor. Irlanda este o singură națională la rugby, nu există Irlanda de Nord sau Irlanda, așa că dacă vorbim de Irlanda, atunci vorbim de rugby britanic. Surugiu introduce balonul, tot el urmărește scoaterea sa la linia 3-a. Așa se întâmplă, pus la dispoziție destul de repede pentru Monson Vaovasa, care este ca un tractor pentru echipa lui. Robert Neagu de la linia de 5 metri, un șut lung care oferă șansa steliștilor să înainteze cu linia avantajului. Mazăre acum și el un balon înalt. A evitat un eventual marc, șutând pentru ca Robert Neagu să intervină în fața liniei de 22. Ce sprint are acolo Surugiu, a așteptat foarte bine și superioritatea stelistă, combinație. Steaua marchează prin Surugiu, de la el a plecat faza, a combinat acolo cu un coleg și tot la el s-a întors faza. Un fel de 1-2, dacă vreți, iar să împrumutăm un termen din fotbal. Al patrulea eseu pentru steliști, 26-6. Recepție perfectă în fața liniei de 22, Robert Neagu, apoi Surugiu se uită stânga-dreapta, îl vede din nou pe Neagu. Neagu evită un placaj pasându-i iarăși lui Surugiu, care își depășește adversarul. Evită apoi și un placaj de ultim moment prin plonjon și este 26-6, spectacol roșu-albastru pe Ghencea.
Daniel Plai, 100% până acum procentajul la buturi. Rămâne cu 100%, butoiul stelist, 28-6, 4 eseuri, toate transformate, deja bonusul ofensiv pare a fi în buzunarul steliștilor după mai puțin de o repriză. Păcat de începutul frumos al clujenilor, care apoi însă n-au mai susținut ritmul de joc. A valorificat atunci în puncte Melniciuc 2 lovituri de pedeapsă, dar cam la asta s-a redus reușita Șepcilor Roșii până acum. Să sperăm însă într-un reviriment al lor pentru spectacolul acestei partide, care, spuneam, reprezintă uvertura ediției 2023 din Liga Națională de Rugby. Și vă reamintesc că mâine avem meciuri din optimile de final ale Cupei Campionilor Europeni, Heineken Cup, la ora 14:30, primul meci, un duel sudafricano-irlandez între Sharks și Münster. Un meci care va fi foarte, foarte frumos, sunt ferm convins. Neagu, încă o dată o recepție de manual, pasă de jos până la Ione Marava, autorul eseului al doilea. Ce interesant, la Steaua n-a marcat până acum niciun component al pachetului de înaintare. Cel mai mic număr care a înscris este numărul 9, Surugiu, acest al patrulea eseu. Haideți, poftiți! Poftiți, domnilor! Este clar, clujenii așteaptă pauza, încearcă să temporizeze un pic ritmul de joc. Claudiu Curcă în imagine, foarte bun și la susținere pentru ridicarea în linia a doua, însă steliștii contestă cu brio și câștigă pe repunere adversă. Surugiu iarăși pune la dispoziție balonul pentru Ione Marava, care face foarte frumos X-ul acolo cu echipierii din 3 sferturi. Offload superb și al lui Cosmin Iliuță. Matthew Tweedel a fost acolo. Gaga Arabuli forțează pătrunderea în 22-ul advers, de unde se spune că n-ai voie să pleci fără puncte. Este o butadă, să zicem, în vocabularul lui Bistic. Din mână în mână se ajunge până la nivelul marginii acolo. Se reîntoarce balonul spre zona centrală. Steaua a atacat apoi cu Vasile Bălan, după ce balonul ajunsese inițial la Matthew Tweedel. Un pick and go, o serie de puncte de fixare acolo. Cred că este, statistic vorbind, al 10-lea moment de joc pentru Steaua. Jocul este însă oprit acum de arbitru cu aproximativ 3 minute înainte de finalul meciului. Negru, mâini peste, erai jos. Lovitură de pedeapsă. Unul dintre clujeni a atins spațiul de dincolo de balon cu mâinile, împiedicându-i astfel pe steliș să aibă libertate de mișcare. Lucru care se penalizează în zona racului. Nu aici s-a petrecut faza, ci ceva mai în spate. De acolo de unde arbitrul a dat lovitura de pedeapsă, jucată în margine de către steliști. Logic, pentru că la această diferență de scor n-ai de ce să încerci să pui puncte simple pe tabelă din penalități. Pe linie, te rog. Joci la spectacol, joci deschis. Dacă iese eseul, este foarte bine. 2 minute, l-au doar eu, 2 minute. Foarte bine găsit prinzătorul, Gaga Arabuli, mult de margine al steliștilor, extrem de periculos. Și este, bănuiesc, al 5-lea eseu, n-am văzut prea bine balonul unde este culcat, dar da. Talonerul stelist marchează eseul cu numărul 5. Florin Bărdașu culcă balonul în terenul de țintă și scorul devine 33-6. Iată-l pe Părtașu,
ocolindu-și un adversar, n-a vrut să-l calce acolo, cred că era chiar curcă la sol. Daniel Plai își face treaba în fața puturilor, 35-6. Este și scorul pauzei, dragi prieteni. Steaua Cluj 35-6 după 40 de minute, 5 eseuri marcate de steliști. Vom reveni cu aspecte de pe stadionul Ghencea din repriza a doua. Rămâneți pe Prima Sport.
martie este cea care coincide cu startul Ligii Naționale de Rugby 2023. La pauză, Steaua conduce cu un categoric 35-6 împotriva celor de la CSU Elbi Cluj. 5 eseuri toate transformate, marcate de steliști, față de 2 lovituri de penalitate valorificate în puncte în startul meciului de echipa studenților de lângă dealul Feleacului. O schimbare am văzut la steliști, a ieșit Gaga Arabuli, jucătorul din Georgia, în locul său a intrat Cristi Boboc, component și al lotului național. Acesta este Cosmin Iliuță, autorul primului eseu în actuala ediție de campionat. A avut și șansa, să zicem așa, să joace vineri, când restul meciurilor se dispută sâmbătă sau duminică. El este, deci, omul care a dat startul spectacolului, festinului ofensiv 2023. Mă bucur enorm pentru faptul că avem, iată, o echipă foarte compactă de transmisie, care cu mare drag vă va oferi toate aceste meciuri de rugby în ediția de campionat 2023, Prima Sport fiind partener oficial în acest sens pentru Federația Română de Rugby. A fost doborât acolo prinzătorul, un placaj în aer, cum ar veni, și este lovitură de pedeapsă pentru echipa stelistă. Dacă jocul va păstra aceleași coordonate ca în prima parte, mă aștept la un scor fluviu. O încercare de returnare a balonului către teren la șutul expediat de Daniel Plai. A încercat să voleibaleze acolo aripa Teodor Ursu, dar nu a reușit. Margine pentru steliștii de la linia de 5 metri. 5 eseuri toate marcate de oamenii de tehnică ai stelei, cu troacarii și cu mijlocașul la deschidere. Surugiu a punctat și el. Cosmin Iliuță, Ione Marava, Robert Neagu au fost autorii eseurilor. Florin Surugiu. Gravadă, negru. Margine strâmbă. Da, și încă unul cu Florin Bărdașu. Am uitat de Bărdașu, talonerul, a marcat și el un eseu. Da. Cel de-al cincilea a fost înscris de Florin Bărdașu. Grămadă ordonată acolo, introduc clujenii. Iată-l pe Florin Surugiu, capitanul echipei steliste. Se ridică acolo grămada, s-a acumulat ceva tensiune și arbitrul a simțit și el nevoia de resetare. În crouch, ne plecăm. Bani încă ține greutate pe propriile picioare, da? Și vreau să ducem brațul. Chiar dacă scorul este decalibrat, să zicem, mi s-a părut până acum un joc frumos pe care cele două echipe au încercat să-l pună în scenă. Televizarea meciurilor este, de ce nu, un imbold în plus pentru toți cei care sunt prezenți pe arenele cu buturi să evolueze la capacitate maximă. Mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 10-12 ani, Doamne, ce mult a trecut, când a început acel proiect foarte frumos, Rugby TV, că toată lumea voia să se vadă pe internet. Erau transmise acolo meciurile care nu încăpeau în grila de televizare a unui post defunct între timp, care era la momentul respectiv partenerul oficial al Federației Române de Rugby. Boboc la primul placaj de după intrarea în teren, l-ați văzut acolo încercând să smulgă apoi balonul jucătorului pe care tot el îl adusese la sol. Lovitură de pedeapsă și încă o dată este furată marginea, cum se spune. Cosmin Iliuță a sărit înapoi în teren cu balon, cu tot, extraordinar. Și Ionuț Dumitru a apărat tot așa marginea în prima repriză, o fază asemănătoare. Aripile steliste au efectuat, iată, antrenamente speciale pentru returnarea baloanelor în teren. Neagu trage echipa după el, rezistă acolo la două placaje. Surugiu sapă după balon, Masucu, foarte bun pasator acest pilier. Din nou Surugiu în spatele punctului de fixare, asigură cursivitatea fazei Bărdașu. Steaua joacă foarte frumos, nu se pune problema învingătoare în acest meci. Surugiu a încercat pe partea închisă, apoi balonul i-a fost retrimis. Surugiu
Eliberezi! Supraveghează acum ceea ce se întâmplă acolo și preia iarăși balonul ca un adevărat centru de comandă al echipei. Să nu credeți însă că este atât de ușor, pentru că trebuie un efort foarte, foarte intens. Curcă, joacă singur această lovitură de pedeapsă pentru echipa sa. Balonul fusese blocat la sol de către jucătorul placat. E rândul celor de la Cluj să greșească, o aruncare intenționată peste grămada spontană și lovitură de pedeapsă în favoarea Stelei. Aruncat. Iată ce înseamnă un placaj adevărat, cu umărul înainte. Aceste placaje care lasă urme, uzează. E imposibil la câte contacte sunt într-un meci de rugby să nu ai nevoie de o baie de gheață pentru recuperare ulterior. Șase minute deja scurse din partea a doua, nu sunt puncte puse pe tabelă în mitanul secund. Rămâne 35-6 în favoarea echipei steliste. Avantaj pentru steliști, care este încă fructificabil. O cască a rămas acolo jos, Bărdașul se desprinde din acel mol și al doilea eseu, Bărdașul. Nu cred că sunt motive pentru arbitru să nu îl valideze. Totuși văd acolo o aglomerare și aproape jucătorii să, o să avem un arbitraj video. Depășească limita de sportivitate, să zicem. Va fi arbitraj video, dar, repet, din unghiul din care am văzut faza, nu sunt motive pentru ca arbitrii să anuleze eseul. Ok, Emi. Dani, că te aud, te rog. Din teren este eseu? Aceasta este faza pe care o vede Emanuel Gorodea în carul de televiziune și care este pusă și pe tabela de marcaj a stadionului. Ai o primă reluare, Nico. Deci aici este clar, poate la desprinderea din mol a lui Bărdașul să fi fost ceva, vreun paravan acolo, dar nu, nu cred nici asta. În rest, Bărdașul excelent a atacat acolo. Da, și este eseu acordat. Scorul devine 40-6. Fă-le acum, fă-le, că ai numai grămadă. Da. Da, își face treaba, cu toate că spectatorii se apucaseră să aplaude. A fost o schimbare stelistă între timp. În mod normal, atunci când e o transformare sau o tentativă de țintă la rugby, trebuie să păstrezi o liniște mormântală. S-au mai întâmplat însă astfel de episoade în care publicul din Ghencea, mai ales când era vorba de șuteori adverși, a uitat de această regulă în rugby. 42-6. A intrat și Savin la linia întâi în locul lui Masucu. Foarte bun Masucu, două pase decisive date de el astăzi. Da, și meciul deja este fără istoric, dragi prieteni. Ne apropiem deja de prima pauză de hidratare a acestei reprize secunde. Steaua mărșăluiește spre victorie. Deja nu se mai pune problema nici de bonus. De fapt, încă din prima repriză fusese clar acest lucru.
dimineața, bine? La bine. 1. A fost pe toate Dani Stăvărba, Universitatea Cluj, precedată și precedată de Cluj, iar Cluj și intrat 21, Roma Mursa, de asemenea și intrat 14, de Rotor Cursul și intrat 22, Alexandru Andrieș. Andrieș în locul lui Ursu, schimbare și la DM-ul DML în tabăra clujenilor. E normal ca până la urmă Cristi Săoan să dorească să vadă la lucru și alții ruibiști în condițiile în care scorul oricum nu mai contează în niciun fel, e deja mare. Sper ca ruibiștii clujeni să nu dezarmeze, să nu lase brațele jos după acest insucces care se profilează. Oricum, managerii de acolo din Cluj probabil că și-au făcut planul și știau că vor avea meciuri foarte grele în compania celor mai bune echipe din campionat. Este vorba de Timișoara, Baia Mare, Steaua și Dinamo. Evident, Steaua vrea spectacol, vrea eseuri cât mai multe, să marcheze. A jucat din nou în margine această penalitate. Un nou mol de margine, însă e un paravan acolo văzut de arbitru și penalizat ca atare. Posesia revine formației clujene de această dată. Lasă-mi acces la purtătorul de balon, da? Aici, Negru, te rog. O fază frumoasă încercată și de clujeni, ei nu mai au presiunea rezultatului și automat rugbyul prestat de ei în aceste condiții poate să fie unul mult mai dezinvolt. Un balon foarte bine introdus, un șut extrem de tehnic în 22-ul advers și până la urmă salvează într-un fel acolo clujenii un plonjon prin alunecare. Balonul este dus în tușă. Altfel, steliștii iarăși puneau presiune, curcă la nivelul solului, a căzut acolo, apoi a fost balonul salvat pentru că era din nou pericol de eseu. Am revăzut ceea ce s-a întâmplat. Treabă! Bine, bine! Continuă spectacolul la scenă deschisă al steliștilor, care practic au avut o opoziție, hai să-i spunem, minoră în primele minute ale meciului, atât, în rest Steaua a marcat, nu neapărat când a vrut, nu se poate spune asta și nici nu e bine să facem o astfel de afirmație, a marcat multe eseuri, ceea ce este un lucru bun pentru spectacol, un lucru bun pentru echipa militară care demonstrează că a folosit judicios această pauză de iarnă. O accidentare acolo la unul dintre ruibiștii clujeni, sper să nu fie ceva grav. L-am văzut acolo pe Domitian Mureșan, lovit la claviculă. Lucaci comunică prin
acel sistem cu cei care se află la nivelul solului. 42-6, cronometrul este oprit, ar mai fi cam 25-26 de minute de joc. Iată-l și pe Podea, acolo lângă Săoan, discutând cei doi vechi colegi de echipă. I-am prins încă și eu, jucând în echipa clujeană, pe cei doi veterani. Ok. S-a ridicat Domitian Mureșan, aceasta e vestea bună pentru el. Jocul se va relua cu grămadă ordonată și iată câțiva dintre juniorii de la centrul atât de bogat în resurse al steliștilor. E o adevărată academie la nivelul capitalei de rugby pentru cei care doresc să încerce inițierea și practicarea jocului cu balonul oval. Grămadă prăbușită acolo, nu se știe exact de către cine, așa că introducerea se va repeta de către echipa clujeană. Le face. Așteaptă balonul. Uno! Andrea! Coach! Împing acolo steliștii pe introducerea adversă. A rămas balonul în partea lor de teren și este un nou eseu. Al șaptelea. Ce forță superioară! Greutatea grămezilor ordonate este relativ egală, dar la capitolul forță, Steaua a dominat uluitor. Matthew Tweedle este autorul eseului. Excepțională forță de împingere. Iată, Steaua a luat grămada pe cont propriu, balonul cules apoi de Tweedle. Verificăm atunci când linia 3-a a ajuns la locul de repunere. Foarte rapid a fost împingerea steliștilor în această grămadă care i-a dat peste cap, i-a busculat efectiv pe clujeni. Emi. Stop. O să avem un video. Emi, te rog. Îți dau o reluare a fazei de eseu. Reluare a fazei de eseu acum. Dă-i un mare. Și tu, și slow-mo 3 dacă vrei. Vezi că dau din intermediară mare. Merge. Am revăzut pe video acest eseu acordat inițial de arbitru. Ei, ai putea să-mi dai și de pe camera de pe colț acolo? Ai o imagine? Nu am acolo reluare. Se pune problema din nou dacă a fost control asupra balonului total al lui Tweedle în momentul în care a culcat. Oricum rămâne această fază cu grămada steliștilor, chiar dacă eseul poate nu va fi acordat, contează mai puțin la acest scor. A cam țopăit acolo balonul, ca să fiu sincer. În campionatul trecut am văzut eseuri neacordate pentru mai puțin de atât. Nu camera din colț. Dar depinde, e la latitudinea arbitrilor până la urmă. Nicu Frățilă vrea să fie foarte sigur de valabilitatea acestei încercări. Aia opusă, aia opusă. Acolo. Aici. Din trei dacă vrei, hai. Să știi că la mine pe ecran nu am reluare. Dă-i din trei, dacă e... Ah, am înțeles. Da, posibil să nu mai fi fost control asupra balonului în momentul în care
pe lateral, s-a culcat acolo spre terenul de țintă Matthew Tweedle. Decizia este a arbitrilor, nu e una ușoară. Ok, Amy. Noroc însă că nu contează prea mult, cum spuneam, dacă se dă sau nu încercare aici. La un scor mai strâns, da, era cu totul altceva. Okay. Deci avem înainte în terenul de țintă, o să reluăm cu lovitură din lovitură de începere din bloc, de acord? De acord, da? Așa. Și schimbare, te rog. 1 și 3. Nu este eseu. Da, nu e eseu, așa cum bănuiam. Repunere din but. Jocul se va relua de pe linia de but de către clujeni. Pe banca tehnică, așa cum îmi spune și prietenul meu, Cristi Pană, lângă Podea și lângă Săoan, merită, la fel remarcat, faptul că este unul dintre veteranii rugbyului românesc, altul, Vasile Rus, care e pe foaia de rezervă. Este jucător ce poate intra în teren pentru echipa clujeană. Revine scorul, se dă înapoi la 42-6. Rămâne însă acea forță inimaginabilă, parcă de împingere a grămezii steliste, care a contestat cu brio acel moment, acea grămadă ordonată, că până la urmă nu s-a acordat eseul. E mai puțin important. Un iubitor de rugby adevărat, sunt convins că apreciază ceea ce a făcut octetul de înaintare stelist acolo. Frumoasă ruperea de ritm a lui Budnariu, care a intrat în locul lui Bărtașu după ce acesta a marcat două eseuri. Și încă o dată talonerul pasează pentru Surugiu, care și el atacă spre colț. Eseu al doilea și pentru capitanul stelist. Acum chiar se face 47-6, nu e absolut niciun dubiu cu privire la această fază desfășurată în larg. Îl revedem pe Budnariu, ce traseu găsește, evită un placaj, apoi îl simte în stânga sa pe Surugiu și îi pasează exact, o pasă care nu putea fi ratată de Surugiu, exact în zona pieptului, la plexul solar. Start lansat pentru rugbiștii steliști. Daniel Plai încearcă a șaptea transformare. Până acum n-a ratat nimic. Să-mi zici dacă vrei să opresc. Înscrie și de această dată transformare centrală, 49-6. Până la urmă îmi place faptul că Steaua, iată, rămâne într-un ritm de joc profesionist, chiar dacă scorul a urcat mult. Steaua acum este o echipă care, de ce nu, poate să își dorească mai mult decât a obținut sezonul viitor trecut. Deși nici în 2022 echipa militară nu s-a prezentat rău. Finală de campionat plus câștigarea cupei nu e o performanță de neglijat. Sigur, Steaua voia titlul, l-a așteptat de 16 ani, dar și Cupa României este o performanță fără discuție. A jucat două finale, oricum sezonul trecut s-a terminat special, aș spune, pentru Steaua, cu două finale în interval de o săptămână, asta după ce avusese numai puțin de 13 jucători la lotul național. Nu e atât de ușor să îi reintegrezi în planul de joc după ce au fost plecați mai bine de o lună. Iar antrenorii steliști în Ghencea au trebuit să efectueze ședințele de pregătire cu ce a rămas din lot, ce n-a fost selecționat. Încearcă și clujenii să joace frumos. Până la urmă, bucuria rugby-ului trebuie să fie peste amărăciunea unui scor care cu siguranță nu este pentru iubitorii de rugby din Cluj unul prea onorant, să spunem. Echipa stelistă, să nu uităm, a efectuat
un stagiu de pregătire montan în această iarnă la Forban, la fabrica de medalii, acolo unde ați văzut a mers și echipa de fotbal a clubului militar pregătită de Oprița. Și apropo de echipa de fotbal, mi-aduc aminte în urmă cu ceva vreme, nu atât de demult, capitan? Pe stadionul de pe care transmitem acest meci a avut loc un joc de rugby, un placaj aici cam tare din lateral. Să sperăm că nu va fi și vreo accidentare, dar e placaj peste linia umerilor. Timpornet. Placaj înalt, 35. Rămâi la 10. Da, spuneam de acel meci de rugby, Universitatea Cluj-Steaua, care trebuia organizat de clujeni și a fost organizat, dar pe stadionul Ghencea. Clujul a fost gazdă atunci, tocmai pentru a se împiedica o eventuală licitație din partea FCSB-ului ca să joace un meci de fotbal din Liga Balonului Rotund. Ești în 22! Știți bine, este o adevărată tevatură. Becali a spus că va dori să joace cu FCSB-ul aici meciurile cu CFR Cluj și cu Rapid din play-off. A fost și o decizie a instanței care iarăși amestecă un pic lucrurile și acel război surd, parcă interminabil, primește un nou imbold după deciziile respective. A fost și un comunicat oficial al clubului militar. În fine, ne întoarcem la rugby. E mult mai frumos să discutăm despre ceea ce se întâmplă în teren, să încercăm să ne păstrăm departe de toate aceste clinciuri care n-au cum să facă bine sportului românesc. Neagu. Fluier arbitrul acolo, a fost un paravan. Paravan. Da. Un coechipier al lui Neagu a luat contact cu un adversar, blocându-i acestuia posibilitatea de a-l opri pe Neagu. Da, aici este paravan. Matthew Tweedle. Într-adevăr, face paravan acolo, îl duce către linia de tușă pe un clujean. Suntem deja minutul 62, clujenii încearcă eseul de onoare. Și sincer să fiu, să știți că sunt suporterul lor, țin cu ei acum să marcheze eseul de onoare. Merită, așa cum și Steaua merită, fără discuție, victoria cu bonus ofensiv. Nu se pune problema de așa ceva, însă pentru încurajare și pentru eforturile pe care de ani de zile clujenii le fac să stea cumva în siajul rugby-ului de performanță pe plan intern, măcar atâta lucru să se întoarcă acasă cu un eseu marcat aici în Ghencea. Frumoasă pivotarea spre partea închisă după extragerea balonului din acel mol rulant. Folosește-l! Între timp a devenit punct de fixare, grămadă spontană acel mol. Încă o fază a clujenilor care încearcă să împingă jocul spre linia de țintă. Se încearcă o șarjă acolo, din nou mol. Steliștii au cum să contracareze, însă, pentru că sunt și foarte puternici. Ați văzut dovada la acea grămadă, în urma căreia Matthew Tweedle a marcat un eseu nevalidat, însă. Tentativă de drop gol. Ce frumos! De mult n-am mai văzut așa. Joacă, este Marc. E din drop, joacă. Avem mai multe elemente de rugby. Neagu a făcut acolo marcul, a prins balonul în zbor. Surugiu neobosit, Florin Surugiu, demiul de mele al Stelei, pasă din placaj, recuperează însă clujenii. Mazăre a încercat acolo și el să păstreze posesia. A doua negru, rămâne negru. Cred că au fost înainte și înainte, adică înainte după înainte. La roșu, al doilea la negru, rămâne negru. Da, Mazăre placat, a scăpat și el balonul înainte. Însă primii care comiseseră această abatere au fost steliștii, motiv pentru care arbitrul a dat grămadă ordonată pentru echipa oaspete, pentru echipa clujeană. Vor fi transmisi multe din sezonul regulat la rugby, în special echipele din București. Am văzut că sunt preferate pe micul ecran din motive obiective, să știți, nu neapărat că ar fi vreun parti pris din acest punct de vedere. Foarte insistenți clujenii în căutarea eseului.
ceea ce îmi place, pentru că asta este până la urmă filozofia adevărată de la rugby. Să lupți, nu mai contează cât e scorul, să-ți faci datoria. E un public în tribună sau la televizor care te apreciază, care petrece timp în prejurul acestui spectacol extraordinar care este balonul oval, atunci haideți să-i respectăm. Lovitură de pedeapsă, Plai, 100% procentaj la tentativele de țintă pentru el, 7 transformări. Steaua n-a avut nicio lovitură de pedeapsă dată la buturi, pentru că nu e cazul. Acesta este Ionuț Mazăre și el un rugbist foarte talentat, al cărui potențial mi se pare că încă nu este exploatat la maximum. Da, corect, nu? La asta mă referam, corect, nu? În spate. Surugiu controlează bine acel balon care îi fusese înmânat, practic. Încă o dată foarte bine Steliști în zona racului. Putea deschide Plai, dar a preferat să participe la protejarea balonului pentru ca Surugiu cu cramponul să extragă balonul pentru acest cârlig. Da, și Ione Marava prinde balonul însă în afara terenului. Roșu aici. Negru. În etapa a doua, dragi prieteni, Steaua va juca pe terenul celor de la Baia Mare pe 7 aprilie. Tot în această grupă, în 8 aprilie, U Cluj sau Universitatea Elbi Cluj va întâlni pe Dinamo acasă pe stadionul Iuliu Hațegan, 8 aprilie, ora 11. În etapa a treia, Dinamo Baia Mare pe Arcul de Triumf înainte de Paște, pe 13 aprilie, meci transmis de Prima Sport. Și pe 15 aprilie, Timișoara cu Cluj se joacă la Timișoara, evident, înainte de Paște, în dimineața acelei zile, la ora 11, pe Ruibi TV poate fi urmărit acel meci. În etapa a patra a grupei, Steaua Dinamo, meci foarte interesant, desigur, pe 21 aprilie se joacă pe același stadion, pe Ghencea Central, la lumina reflectoarelor. Deocamdată ora nu este încă fixată. Timișoara Baia Mare, derbiul provinciei, este și el programat tot atunci. Și în fine, turul se termină în data de 28, în datele de 28 și 29 aprilie, cu meciurile Steaua Timișoara în direct pe Prima Sport și Cluj Baia Mare. Steliștii cred că vor juca toate meciurile pe stadionul central, ceea ce e un mare lucru, deoarece această arenă, o bijuterie de altfel, cu peste 30.000 de locuri, este, iată, și una a rugby-ului, la fel cum și Cluj Arena găzduiește deseori evenimente din lumea balonului oval. Au pătruns în 22 la advers clujenii. Un balon scos acum pentru Troacari. Mazăre, Budnariu îl întâmpină însă acolo. În picioare a fost acea luptă pentru balon. Încă o dată, Boboc de această dată este cel care încearcă să blocheze, să-și folosească veleitățile defensive. Folosește-l! Curcă, încearcă și el. Balonul câștigat însă de Damian Strătilă. Greșeală comisă de steliști, neeliberarea zonei placajului, care trebuie să se facă pe axa est-vest cât mai repede posibil, tocmai pentru a nu încurca desfășurarea fazei. Rotirea pe axa nord-sud de multe ori poate fi penalizată, chiar dacă se încearcă, așa cum spuneam, degajarea zonei. Mazăre șutează către margine. Repet, chiar dacă poate nu este cea mai corectă poziție din punctul meu de vedere, în aceste momente sunt suporterul clujenilor ca să înscrie eseul de onoare. Noi toți trebuie să fim suporterii rugby-ului românesc și ai sportului românesc.
în diversele funcții și calități pe care le avem. Altfel, progresul nu va putea fi asigurat. În fine. Curcă, prinde în această margine, se formează rapid molul. Hai, studenții, se poate. Apărarea stelistă acționează acolo ca la manual, însă busculează molul. Balon care se blochează acolo și este grămadă ordonată. Apărarea condusă de Dragoș Ser și el unul dintre remarcați. Chiar dacă n-a înscris, el este un jucător care muncește enorm. Dacă am avea niște statistici la îndemână, cu siguranță am vedea dintre cei mai buni plachiori este Dragoș Ser. L-am și văzut acolo într-un gest de fair play, dându-i mâna partenerului său de întrecere, adversarului de la Ucluj. Intrăm în ultimele 10 minute, scorul 49-6 în favoarea Stelei, care pare că a oprit un pic motoarele. N-a trecut de limita 50 de puncte. Damian Strătilă văd că este ușor accidentat acolo, are nevoie de îngrijiri medicale. Ok, da? Se ridică însă închizătorul stelist și va termina în teren. Timp pornit. Rugby Steaua scrie pe gecile sportivilor pe care i-ați văzut acolo în tribună. Între ei este și Negoni, internaționalul din Zimbabwe, cred că îl vedeți pe acolo pe undeva, și copii foarte mici. Da, asta este atmosfera frumoasă, asta este imaginea care trebuie să domine lumea rugby-ului și mă bucur mult că ai mei colegi de echipă au ales aceste cadre pentru a putea face un tabou divers după această seară în care reîncepe bucuria rugby-ului. Liga Națională, un campionat care începea acum 110 ani. Primul sezon se desfășura în 1913. Liga Națională de Rugby este din nou prezentă pe micile ecrane. Lateral numărul 8 la placaj. Aproape săptămânal vom avea meciuri, așa că este un motiv în plus, prieteni, să ne bucurăm de faptul că a venit primăvara, că ne pregătim de sărbătorile pascale, asezonate, iată, cu rugby de calitate. Un balon care aterizează acolo pe copertina băncii de rezerve. 9 și 2. Trei schimbări la Steaua. Numărul 8 și numărul 9, te rog. Ba nu, două au fost, nu trei. Au ieșit Strătilă și Surugiu. Aplaudați, evident. Ionuț Pârvu a intrat în pachetul de înaintare. Cristi Nedelcu la nivelul demiului de mele. Un înainte făcut acolo de Monson Vaovasa. Arbitrul indicase avantaj pentru echipa clujeană și revine. Jocul se va relua cu grămadă ordonată în minutul 72. Grămadă. În grupa a doua, Iași cu Galați și Năvodar Grivița Unefs în această etapă, apoi pe 8 aprilie Grivița Unefs, Politehnica Iași, Parcul Copilului, ora 11, 8 aprilie, plus Știința Petroșan Năvodari. Nu se joacă de Paște în grupa a doua valorică, de fapt e grupa a doua, nu grupa a doua valorică, îmi cer scuze. Pe 22 aprilie Iași Petroșani și Galați Grivița Unefs. Pe etapa a patra, pe 29 aprilie Petroșani Galați, Năvodari Iași. Etapa a cincea, ultima din tur, pe 6 mai Galați Năvodari Grivița Unefs Știința Petroșani. Meciuri foarte frumoase care vor fi derulate în proxima perioadă în rugby-ul românesc. Daniel Plai șutează către margine, destul de sus ca balonul să nu poată fi retrimis către interiorul terenului. Steliștii oricum au demonstrat astăzi niște giumbușlucării, dacă îmi permiteți termenul.
acele margini salvate de aripile steliste, negru, de Ionuț Dumitru și de Cosmin Iliuță, plus rămân cu imaginea grămezii ordonate care a împins de parcă n-ar fi avut o poziție și a contestat acel balon. Eseul lui Matthew Tweedle trebuia poate acordat numai din acest motiv. Evident, nu-mi permit eu să fiu critic și să îi învăț pe arbitri ce să spună. Ca simplu spectator, da. Mi-a rămas însă grămada ordonată care a împins în fața clujenilor fără niciun fel de opoziție. Minutul 74, ne apropiem, dragi prieteni, de finalul acestui meci, implicit și de închiderea transmisiunii. Vă reamintesc că mâine, la ora 14:30 de minute, avem rugby din Cupa Campionilor Europeni. Pe Prima Sport 5 este meciul dintre Sharks și Munster. Apoi și alte meciuri vor fi transmise în regimul pay-per-view. Pot fi văzute alte partide de rugby în prima zi a lunii. De exemplu, mai puteți vedea Stormers cu Harlequins, dar și La Rochelle cu Gloucester, ori Leinster cu Ulster. Din păcate, toate acestea sunt fără comentariu pe canalele pay-per-view. Duminică, la fel, la ora 14:30, Exeter cu Montpellier și seara, la ora 17, Saracens cu Ospreys. La fel, Stade Toulousain cu Bulls. Apoi, vineri, 7 aprilie, va fi iarăși meci de rugby în Cupa Campionilor Europeni, dar până atunci mai este mult. Să vedem ce ne rezervă finalul de partidă dintre Steaua și CSU Elbi Cluj-Napoca. Iarăși împinge grămada stelistă și iarăși balonul este recuperat. Extraordinară forță. Plai este acolo. Foarte bine a jucat astăzi Plai. Combinație valoroasă pentru steliști cu Ionuț Dumitru, care încearcă și el să pătrundă. N-a marcat eseu, deși poate ar fi meritat Ionuț Dumitru pentru toată munca pe care a depus-o în teren. Ai grijă acolo. Prima a fost la grămadă. O primă greșeală constatată la grămadă acolo. La grămadă, pilier dreapta ridicat. Ridicat. Grămadă? Grămadă, domnilor. Ce mult mă bucur că încep deja să vină veștile și nu fac niciun fel de publicitate dacă spun acum în transmisiune directă că a apărut un site nou de rugby care poate fi vizitat la adresa www.academiaderugby.ro. Intrați și vedeți, pentru că merită. Florin Surugiu este acolo antrenor la grupa de sub 8 ani. Deci iată că ușor, ușor Florin Surugiu încearcă să-și facă mai lină trecerea dinspre cariera de sportiv la cea de tehnician. Mulțumesc, Dragoș, pentru această informație. Asta e lumea rugby-ului. Atacă steliștii la 5 metri de terenul de țintă advers. Se alternează jocul grupat cu cel desfășurat. Arbitrul fluier acolo. Mai sunt câteva minute de meci. Și după cum spuneam, e aperitivul acest meci pentru sezonul care urmează. Să sperăm că va fi unul foarte, foarte intens, cu partide valoroase. Sigur, pentru asta trebuie să fie echipe bine pregătite, bine organizate, pe lângă cele 4-5, să zicem, și cu Clujul, care sunt incluse în grupa 1. Este însă foarte clar că și resursele financiare joacă un rol predominant în acest aspect. L-am văzut și pe Vlăduț Popa acolo, încercând să pătrundă, și Steaua are margine pe care, evident, o execută fostul ieșean Budnariu, originar de acolo, de la Iași. O altă mașină de rugby din dealul Copoului. Mol de margine, iarăși forță
net superioară pentru steliști. Boboc este cel care cade cu balonul în terenul de țintă și semnează eseul, dar mai degrabă e un eseu colectiv, dacă vreți. E un eseu la care toată lumea ar trebui să-și pună contribuția pe statistică. Eseul colectiv înseamnă eseul care are un marcator ce nu poate fi identificat aici. Boboc a marcat cu ajutorul colegilor și Steaua trece de granița celor 50 de puncte. Fără o grămadă ordonată, fără un mol puternic, n-ai cum să reziști în rugby-ul de performanță. Dovada am văzut-o și la faza anterioară. Termină în stil de mare campion Daniel Plai. Își menține procentajul imaculat al 8-lea eseu transformat de el, 56-6. Și ca să revin la ce spuneam adineauri, Rareș Manolache este coordonatorul primei academii private de mini rugby din România, care poate fi găsită la site-ul pe care l-am menționat, academia de rugby.ro. Acolo unde Surugiu, spuneam, este unul dintre antrenori. Se termină, în câteva secvențe va fluiera arbitrul încheierea acestui meci. Steaua pornește așa cum trebuie, în vreme ce pentru clujeni sunt multe lucruri de pus la punct ca să reziste în quartetul de aș, să ajungă acolo în special. Încă o acțiune a steliștilor care trec foarte ușor. Ajung în 22-ul advers. Premizele pentru un nou eseu sunt foarte favorabile. Iată câte tricouri roșu-albastre sunt aici. Într-un supranumeric avea opțiuni multiple Daniel Plai. Și el, care a marcat 8 transformări până acum, înscrie și o încercare. Asta ca să pună un fel de cireașă pe tort. Daniel Plai, meciul lui, 61-6, eseul la centru pe care teoretic tot el îl va transforma. Tribuna scandează numele lui Plai. S-a auzit și goarna de final. Plai cere conul pentru a înscrie și a noua transformare în această seară. Marchează Plai așa cum îmi și închipuiam că se va întâmpla. 63-6. Cel mai eficace jucător, Plai, cu 23 de puncte. Un meci mai mult decât agreabil, un meci care dă startul noii ediții a Ligii Naționale de Rugby. Vom avea și oină, să știți, pe Arcul de Triumf. N-am apucat să vorbesc despre asta, dar este timp. Scor final, Steaua, CSU, Elbi, Cluj, 63-6. Nu sunt prea multe concluzii de tras. Mulțumesc mult echipei tehnice care a contribuit din plin la această transmisiune. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Să ne vedem și să ne auzim cu bine. Cristi Frisc, salutări din Ghencea!